Bună ziua! Astăzi, Comitetul Executiv a Băncii Naționale a Moldovei a luat o decizie de politică monetară. Este ultima decizie de politică monetară din acest an. Un an dificil și plin de provocări pentru toată lumea. A fost o perioadă de grea încercare pentru Banca Națională a Moldovei. Totuși, în ciuda provocărilor, instituția a reușit să-și mențină și chiar să-și consolideze independența mai mult ca niciodată. Orice măsură pe care a luat-o a fost orientată spre însănătoșirea sectorului bancar, susținerea economiei naționale, a sectorului public, dar și a celui privat. Criza pandemică a diminuat semnificativ cererea agregată și activismul economic. Economia mai poate fi susținută printr-un impuls fiscal, însă realizarea acestuia necesită surse de finanțare. BNM, cot la cot cu guvernul, a muncit pentru a asigura acea finanțare prin implementarea acțiunilor cerute de noul program cu Fondul Monetar Internațional. Însă din cauza blocajului politic riscăm să ne înnecăm chiar lângă mal. De la acest blocaj suferă țara, suferă cetățenii. Este oportun ca toate autoritățile, toate instituțiile și toți decidenții să-și unească eforturile pentru a pune interesele țării mai presus de orice. Republica Moldova are nevoie să se dezvolte. În acest sens, donatorii externi sunt gata să ofere sprijinul financiar necesar. Dar criza politică ce se conturează arată limpede că țara noastră riscă să rămână fără ajutor atâta timp cât nu este o stabilitate politică acceptabilă. În aceste vremuri dificile, este imperios să fie luate măsuri pentru dezvoltarea economică de care are nevoie Republica Moldova, iar instituțiile statului să-și consolideze capacitățile pentru a crește calitatea vieții fiecărui cetățean. Banca Națională își orientează toate deciziile în acest sens. Așadar, voi comunica în continuare hotărârile de politică monetară votate unanim de Comitetul Executiv a Băncii Naționale a Moldovei. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 2,65% anual. Se mențin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 5,15% anual și la depozitele overnight la nivelul de 0,15% anual. Decizia reflectă continuitatea în crearea condițiilor monetare pentru susținerea economiei naționale. Această hotărâre a fost luată pentru a asigura inflația în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta de 5% pe termen mediu. La fel s-a ținut cont de evaluarea riscului de abatere a prognozei inflației și periodicitatea propagării impulsurilor de politică monetară adoptate anterior. Informațiile recente au confirmat în general principalele ipoteze, concluzii și asumări reflectate în ultimul raport asupra inflației din acest an. Totuși, datele statistice publicate după runda de prognoză din luna octombrie curent indică riscul abaterii în sens descendent a prognozei inflației. Rata anuală a inflației în luna octombrie a avut în continuare o traiectorie descendentă, dar cu o magnitudine mai accentuată decât s-a anticipat și a constituit 1,6%. Inflația efectivă a înregistrat o abatere de la prognoză, în principal deoarece prețurile la produsele alimentare au crescut cu 3,9% în termeni anuali, fiind cu 1,5 puncte procentuale inferioare
nivelului anticipat în cadrul raportului asupra inflației publicat luna trecută. Cauzele principale sunt deprecierea monedei în Turcia, la partenerii noștri și în Ucraina, partenerii noștri principale de la care importăm produsele alimentare, precum și, cum am menționat anterior, cererea agregată redusă. Celelalte subcomponente ale inflației, precum inflația de bază și prețurile reglementate, au avut în luna octombrie nivelul practic identic celor prognozate, iar prețurile la combustibil au consemnat o evoluție ușor superioară așteptărilor. Presiunile dezinflaționiste din partea cererii agregate și a prețurilor de import continuă să persiste și există riscul că inflația va continua tendința de scădere și în anul viitor. În condițiile crizei pandemice, economia națională este afectată în mod semnificativ de evoluțiile negative din sectorul agricol. Producția agricolă s-a contractat cu 31,3% față de perioada similară a anului precedent. Totodată, în trimestrul 3 a anului în curs, rata anuală a transferurilor de mijloace bănești din afara țării către persoanele fizice a consemnat o dinamică pozitivă pronunțată, înregistrând o creștere de 48,1% față de perioada similară a anului precedent. În trimestrul 4, anul curent, rata medie anuală a inflației va înregistra o valoare inferioară cererii estimate în ultimul raport asupra inflației din acest an. Există riscul că inflația anuală se va diminua la sfârșitul anului curent până la aproape nivelul de 0%. BNM monitorizează în continuu situația macroeconomică din mediul extern și cel intern și reiterează că la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, va întreprinde măsuri pentru menținerea nivelului suficient de lichiditate a băncilor licențiate în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil. Anul 2020 e aproape de final. O privire de ansamblu asupra măsurilor de politică monetară întreprinse de Banca Națională în acest an complicat va scoate în evidență mai multe aspecte destinate atenuării impactului pandemiei asupra economiei naționale. Aceste măsuri au fost orientate să susțină o perspectivă pentru o activitate economică, să stimuleze procesul de creditare, să sprijine cererea agregată cu menținerea condițiilor favorabile de lichiditate, dar și de protejare a rezilienței sectorului bancar din Republica Moldova. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară a fost diminuată de la nivelul de 5,5% până la 2,65% anual. Respectiv, au fost reduse ratele de dobândă la creditele overnight de la 8,5% la 5,15% și la depozitele overnight de la 2,5% la 0,15% anual. În același timp, au fost operate modificări ale normelor rezervelor obligatorii pentru echilibrarea în continuare a acestora. Pentru a optimiza intermedierea financiară din sectorul bancar și a consolida mecanismul de transmisie a politicii monetare și valutare. În acest an au fost adoptate decizii de reducere a normelor rezervelor obligatorii în lei moldovenești de la 41% la 32% de la bază de calcul, precum și de majorarea normelor rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă de la 20% la 30% de baza de calcul pentru a descuraja intermedierea în valută străină. Aș vrea să menționez că în luna februarie anului curent a intrat în vigoare un regim mult mai flexibil de menținere a rezervelor obligatorii în valută față de accesul anterior a băncilor la mijloacele din conturile care era foarte limitat.
Voi sublinia că datorită reformelor desfășurate în ultimii ani în sectorul bancar, care au consolidat băncile, acestea au fost pregătite să reziste în fața provocărilor condiționate de criza pandemică din acest an. BNM a continuat procesul de supraveghere a sectorului în baza noilor pârghii legale aliniate la standardele internaționale și a întreprins măsuri în contextul stării de urgență generale de pandemie. Acestea se referă la susținerea persoanelor fizice consumatori de credite bancare pentru perioada de urgență prin hotărârile ce au permis temporar băncilor licențiate o flexibilitate mai mare în restructurarea acestor credite. De asemenea, BNM a emis o hotărâre prin care a permis băncilor să amâne sau să modifice temporar termenele de scadență a plăților la credite acordate agenților economici. În același șir de măsuri se înscrie și recomandarea Băncii Centrale adresată băncilor de a se abține temporar de la distribuirea dividendelor, ceea ce a condus la întărirea capitalului deținut de către acestea. De asemenea, voi sublinia importanța actualizării și fortificării cu sprijinul Fondului Monetar Internațional în vara acestui an a cadrului de reglementare a Băncii Naționale cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență și la evaluarea activelor acceptate în calitate de garanții la acordarea acestui suport de lichiditate. Asistența respectivă este o formă excepțională de finanțare acordată instituțiilor financiare solvabile și viabile atunci când acestea nu dispun de lichiditate suficientă și nu o pot obține din piață sau prin participarea la operațiunile de politică monetare ale băncii centrale. Între acțiunile mai importante întreprinse de Banca Națională în anul 2020 se înscrie și semnarea unui acord bilateral cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, referitor la efectuarea operațiilor de tip swap valutar. Efectul scontat al acestui acord constă în implementarea unui instrument nou competitiv pentru creditare de către BERD a agenților economici din Republica Moldova în moneda națională și dezvoltarea sectorului real a economiei naționale. De asemenea, s-au făcut îmbunătățiri semnificative în domeniul securității cibernetice și a combaterii spălării banilor pentru operațiunile valutare ale Băncii Naționale a Moldovei. La capitolul supraveghere bancară voi accentua importanța introducerii raportului anual SREP. Acesta include evaluarea nivelului de risc și controlului diverselor genuri de riscuri, adecvarea capitalului cu stabilirea profilului de risc general. Respectiv, pentru majoritatea băncilor au fost aprobate rezultatele SREP, prin care pentru prima dată au fost adoptate cerințe de capital individuale pentru fiecare bancă în funcție de riscurile la care se expune. S-a muncit mult. BNM își va îmbunătăți experiența de supraveghere și prin participarea sa în viitor pentru prima dată în calitate de observator în colegii de supraveghere ca urmare a încheierii în acest an a acordurilor de colaborare bilaterală cu Banca Centrală Europeană și cu Banca Ungariei. Pe parcursul anului, Banca Națională a continuat activitatea de promovare a cerințelor standardelor Basel III, care includ principiile privind reglementarea și supravegherea bancară eficientă. Astfel, a fost elaborate și aprobate un șir de acte normative aferente necesarului de lichidități pentru bănci, cerințelor de publicare a informațiilor de către acestea și supravegherii pe bază consolidată a băncilor. Alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele internaționale prin perfecționarea mecanismelor cantitative și calitative de administrare a băncilor contribuie la promovarea unui sector bancar sigur și stabil, la creșterea transparenței, încrederii în sectorul bancar autohton, la dezvoltarea noilor produse și servicii financiare.
Cum am menționat anterior, astăzi întreaga societate este preocupată de subiectul referitor la programul de asistență financiară cu Fondul Monetar Internațional, de care țara noastră riscă să nu beneficieze. Asta în condițiile în care constatăm o experiență anterioară benefică în acest sens. Mă refer la finalizarea cu succes de către Republica Moldova în martie 2020 a implementării programului de 3 ani cu sprijinul financiar a Fondului Monetar Internațional. După cum vă amintiți, FMI a stabilit că obiectivele principalele ale programului au fost în mare parte atinse, că reformele ample în sistemul bancar au dus la reabilitarea băncilor și îmbunătățirea guvernanței în sectorul financiar, consolidând astfel stabilitatea macrofinanciară. Un pas important în acest sens îl reprezintă și încheierea memorandumului de înțelegere cu Banca Centrală Europeană în domeniul supravegherii bancare. Semnarea acestui document esențial cu una dintre cele mai influente bănci centrale din lume constituie o realizare semnificativă orientată spre fortificarea capacității de supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei. De asemenea, este o confirmare concludentă a implementării obiectivelor comune stabilite de țara noastră și Uniunea Europeană în acordul de asociere Republica Moldova-UE. Acest bilanț succint al celor mai importante activități ale Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2020 include neapărat referințe la acțiunile Băncii Centrale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În special, Banca Națională și-a concentrat eforturile pe implementarea cât mai eficientă a recomandărilor formulate de experții Manival. Între aceasta voi remarca elaborarea metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului în sectoarele supravegheate, completarea și modificarea cadrului normativ. Am avansat semnificativ în procesul de implementare a unei soluții informatice care va asista Banca Națională la identificarea timpurie a riscurilor în domeniul spălării banilor, dar și în scopul asigurării transparenței acționarilor în bănci. În lunile imediat următoare va fi semnat contractul cu un ofertant specializat. La nivel de țară a fost inițiat procesul de evaluare națională a riscurilor aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, iar BNM este una din autoritățile naționale implicate în realizarea acestui exercițiu complex. În finalul acestei sinteze și a celor mai importante acțiuni ale Băncii Naționale din anul 2020, voi menționa implementarea serviciului Payment Control Solution, care a condus la creșterea considerabilă a siguranței plăților efectuate prin web platforma SWIFT și a integrității activelor externe ale Băncii Naționale a Moldovei. Așadar, Banca Națională a avut un an plin de realizări. A fost și un an plin de încercări și provocări. Dar asta ne-a întărit și mai mult. Banca Națională și-a consolidat independența și a devenit mai credibilă. În special acum, când parcurgem o perioadă dificilă și plină de incertitudine, este important că Banca Centrală să rămână un pilon stabil la temelia statului Republica Moldova. Este important ca oamenii care muncesc la Banca Națională să fie integri, să-și valorifice cunoștințele dobândite în procesul de reformare a sectorului bancar din ultimii ani, în folosul țării și a cetățenilor. În acest sens, este prioritar să fie asigurată continuitatea activității organului de decizie a Băncii Naționale. Astfel, recent,
Am dat informații suplimentare Parlamentului despre candidaturile la funcțiile de viceguvernatori ai BNM. Astăzi, în legislativ, sunt propuși 3 candidați pentru această funcție. Sunt persoane integre, fără implicare politică și cu o bogată experiență în domeniul financiar bancar. Am adus și dovezi în acest sens. Am convingerea că deputații vor susține aceste candidaturi și în acest fel vor dovedi că pentru ei interesul țării este mai presus decât interesul politic sau de grup. Mizez pe înțelegerea acestora că o instituție bine consolidată, care ține la valorile statului și la independența sa, poate reuși în fața multiplelor provocări și dificultăți, astfel încât acțiunile și deciziile luate să fie cele de care are nevoie Republica Moldova și cetățenii ei. Vă mulțumesc!